Acum, motivul pentru care această cunoaștere a fost ascunsă față de biserică, deși a fost dedicată bisericii, este cu îndrăzneală pusă la vedere, dar nici măcar ei nu o înțeleg. Motivul pentru care a fost atâta străduință în a ascunde toată această cunoaștere este că majoritatea oamenilor nu au fost niciodată pregătiți să înțeleagă cum să facă toate acestea. Motivul este că, deoarece ei nu au fost maturi însemnând că dacă tu ai un temperament violent, dacă ești capricios, dacă devii foarte repede gelos sau supărat, dacă ești o persoană răutăcioasă și răzbunătoare, acesta este un spirit imatur. Maturitatea trebuie să survină pentru ca puterea să crească în tine. De exemplu, dacă cineva te rănește, dacă cineva vine și spune lucruri groaznice împotriva ta și acea persoană îți apare ca o furnică, deoarece în echilibru puterilor tu ești un elefant. Dar dacă tu te cobori la nivelul furnicii, o confrunți față în față și răspunzi cu răzbunare, puterea pe care o arunci asupra acelei persoane este nedreaptă. A învăța că puterea ta trebuie să crească odată cu moralitatea ta este de cea mai mare importanță în această școală, deoarece cu cât devii mai puternic, cu atât mai spiritual trebuie să devii. Nu poți fi un materialist, nu poți fi un antagonist, nu poți să simți invidie și gelozie, nu poți să ai nici unul dintre aceste lucruri în tine, în caz contrar, îți folosești greșit puterea. Și ce se întâmplă când îți folosești greșit puterea? Deoarece până și intenția din spatele listei se manifestă. Și ce faci tu al cuiva, vei primi înapoi în mii. Și ce înseamnă în mii? O să vă spun de ce este un blestem atât de oribil. Deoarece în mit înseamnă că vei primi înapoi acea experiență de 1000 de ori. Deci va trebui să trăiești 1000 de vieți în care, în fiecare viață, ți se dă înapoi ceea ce tu ai făcut doar o dată înainte. Înțelegi acum? Așadar acum, uită-te la furnică și cântărește-ți reacțiile. Deoarece ce îi faci furnicii, îți vei face ție, iar cei care abuzează de putere sunt cei care suferă cel mai îndelungat în acest plan. Unii dintre voi ați făcut deja asta înainte și de aceea sunteți încă aici. Pentru că ce vrem noi să facem? Noi nu vrem să înrobim umanitatea și nu vrem să fermecăm pe nimeni cu vraji. Acesta este primitiv și abuziv. Suntem aici ca să vă dezvăluim ca maestri, în primul rând ai destinului vostru propriu, și ca voi să revelați Dumnezeul din voi, iar atunci deveniți un dar pentru întreaga umanitate și la toate nivelurile, și nimeni nu poate să vă înăbușe viața, deoarece ați transcens-o. De aceea suntem aici. Și suntem aici ca să transmitem un model copiilor voștri care vor veni după voi și să ducem mai departe adevărul, nu prin picturi, ci în potiruri, în adevărate vase ale adevărului. Cât de fabulos este ceea ce învățați, unii dintre voi ați fost deja vindecați de bolile voastre și asta pentru voi a meritat antrenamentul. Sunt aceia dintre voi care abia începeți să fiți fericiți în viața voastră. Poate că ați fost deprimați în tot acest timp și simplul fapt că ați găsit bucuria pentru prima oară este mai important pentru voi decât comoara oricui altcuiva pe care acesta a putut să o manifeste. Și acesta este doar începutul. Amintiți-vă că lista este harta în împărăția necunoscută. Noi învățăm cum să-L dezvăluim pe Dumnezeu într-un fel prin care nu putem prezice cum se va întâmpla, doar că se va întâmpla. Și asta atunci se numește calea misterioasă.